Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și-a început vizita pastorală în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În această seară, Preafericitul Părinte Patriarh a fost întâmpinat la așezământul de copii Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuți de către 6 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, preoți, diaconi și numeroși credincioși. În acest așezământ binecuvântat de Dumnezeu, unde sunt adăpostiți frații mai mici al lui Hristos, 130 de școlari. Aici îi primesc hrana pentru trup, hrana pentru minte și hrana pentru suflet. Au ca părinte duhovnicesc pe părintele Sarți Iustin, care împreună cu slujitorii acestui așezământ lucrează cu multă dăruire apostolică. După slujba Tedeumului, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a oficiat slujba de sfințire a așezământului de copii, la final oferind câteva daruri truditorilor instituției, precum și celor care au sprijinit realizarea a 12 case destinate celor peste 100 de copii proveniți din centre de plasament și de la asistenți maternali. Este o mare binecuvântare să vedem un așezământ pentru copii atât de frumos, atât de bine organizat. Este cel mai bine organizat și mai frumos din întreaga Românie. De aceea am venit cu bucurie aici, cunoscând lucrarea Părintelui Stareț Iustin și cunoscând și dărnicia multor oameni care au ajutat, fiindcă foarte adesea este mai ușor să înființezi o instituție decât să o menții. Printr-o educație bună, noi formăm deodată cetățeni ai patriei pământești, dar și cetățeni ai patriei cerești, din împărăția iubirii Preasfintei Treimi. Deci este o mare bucurie să fim aici și să vedem ce s-a realizat cu multă trudă, cu multă osteneală, cu multă jertfelnicie. În cadrul vizitei pastorale în Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va sfinți sâmbătă Biserica Mănăstirii Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Rădăuți, iar duminică credincioșii sunt așteptați să participe la slujba de sfințire a Bisericii Mănăstirii Zostin din Botoșani.